prima parte a emisiunii m-am gândit să vorbim despre asemănările dintre pandemie care tocmai s-a încheiat, în mod oficial, domnul Iohannis ne-a spus că gata e pandemia, și războiul ăsta din Ucraina. Singura diferență ar fi că totul se întâmplă mult mai repede, dar etapele sunt aceleași. Prima etapă, ni s-a prezis că va veni, dar nu s-au făcut suficiente lucruri, suficiente gesturi pentru a evita pandemia și în cazul ăsta războiul. Da, păi să știa, din 1990 chestia asta, după ce eram foarte convins și în 2014 că 2014-2015 că până la urmă se va găsi o soluție, pentru că în momentul în care Putin intră în Crimea, toată lumea trebuia ca să facă ceva. Adică au fost foarte multe semne cum că va fi necaz, va fi problemă. Rusia mereu exclusă de la masa tratativelor, naționalismul ferbea, naționalismul ferbe și în Ucraina și în Rusia. Oamenii nu duceau grozav, respingi de Uniunea Europeană, să nu uităm, de exemplu, până în urmă cu 2 săptămâni de zile, ucrainienii erau numiți o națiune de către Uniunea Europeană. De corupți. Corupți, oligarhii, ce mai era după aceea? Racheți, teroriștii Europei, de nu se pune problema în urmă cu 10 zile de aderarea lor la Uniunea Europeană. De nu se pune problema. De nu era vorba de... Nu știu ce pretexte să mai caute, da, să nu le accepte aderarea. Să împingă mai încolo. Mai așteptați un an, 2, 10, dacă se întâmplă ceva. Adică nu plus după aceea, ce s-a întâmplat? Nu numai că nu s-a făcut nimic pentru a dezamorsa situația, a detensiona-o, pur și simplu s-a folosit de toată treaba asta. Adică până la urmă gazele au fost bune, până la urmă prieteniile au fost bune, doamna Merkel era incredibil de prietenă cu Putin până în urmă cu câteva zile. Oamenii mari care terminase cariera, să zicem, în Parlamentul European sau erau au fost în guvernul german, că ei sunt mai celebri în punctul ăsta de vedere, toți găsiseră loc în Gazprom, în Lukoil, în toate chestiile astea rusești și în alte chestii. Adică, deci, adică... până la urmă a fost o tăcere vinovată și cum s-o lăsat exact cum a lăsat pe unul care e bolnav de cancer, dar hai că poate timpul vindică rănile astea. Exact. Asta s-a întâmplat cu Rusia. Nu mă, chestia asta era clară, adică trebuiau niște medicamente, trebuia ca să se așeze la masa negocierilor, trebuia ca să se discute bine cu ei, trebuia să, cum a zis data trecută la emisiune, bă, trebuia să strângă puțin locurile. Poate că încăpea undeva într-un colț și Putin. Poate că să putea face ceva. Poate că dacă îi se dea puțin atenție. Exact ca în poliție, când eram în poliție, se punea foarte mult accentul pe prevenție decât să mergi când deja s-au bătut și prea târziu trebuie să dai amendă la fiecare. Nici, deci prevenția e mult mai importantă absolut, ca și pedeapsa. Nici o prevenție. S-a ajuns în situația aceasta pentru că până la urmă Europa asta în care trăim și care este o altă lume, Europa asta. Deci Europa pe care noi nu mai recunoaștem și cu care eu nu mă mai identific. Asta este clar. Asta e părerea mea. Faptul că nu mă mai identific cu Europa asta în care trăim acum, în care drepturile cele mai ciudate minorități sunt puse în față la orice lucru, absolut. Până acum s-a spus că Europa nu are voie să fie naționalistă și s-a încercat să se dinamiteze toată chestia asta cu naționalismul. Și acum, dintr-o dată, să aplaudați naționaliștii ucrainieni. Deci asta mă enervează. Aceste dublă măsură. Eu cu această Europa nu mă identific. Iar dacă nu mă identific, nu mă identific cu această Europa, nu înseamnă că sunt putinist. Mm-hmm. Nu mă identific cu Europa asta. Asta ta dumă a spus. Nu mă pot identifica nici cu Putin și nici cu Rusia. Că o zis că s-o furat la ruși, că o fura rușii din Ucraina, acum o fura niște mandarini într-un magazin. Nu, ne-au furat uraniu de la noi din țară. De la mine din județ. Eu am lucrat în mina în care... De la Ștei. De la Ștei, deci... Un documentar la TVR aseară. S-au furat uraniu, deci nu mandarine. Noi nu aveam mandarine. Noi ne-au furat direct uraniu. Zilnic plecau către gara Halmeu 3-4 garnituri de tren. Așezați direct pe minereu radioactiv erau soldații români. La Halmeu, sub pază, vagoanele românești erau modificate ca să poată merge pe șinele sovietice. 10 ani, uraniul românesc a ieșit continuu pe această poartă a țării.
2 milioane de tone de minerău, materie primă pentru bombele atomice și pentru reactoarele rusești. Ne-au sărăcit complet rușii 50 de ani. Ne-au dat vei ceas, davai palton. Ne-au luat totul, ne-au lăsat în curul gol. Ideea este clară. Nu am cum să pot să spun, de exemplu, că sunt un fan al rușilor. Dar nu sunt fan al Europei acestea. Nu sunt nici fan al rușilor, nu sunt nici fan acestei Europe bolnave. Între Ciocan și Nicovală. Da, adică sunt două lucruri complet la fel de rele pentru mine. Da? Deci aici nu mă pune să aleg răul care e mai mic, pentru că nu există rău mai mic la ora actuală. Deci sunt două sisteme la fel de bolnave. Ăștia sunt bolnavi într-un fel, dacă Putin poate să fie mai bolnav decât sistemul pe care l-a creat, asta poate să fie adevărat, dar Europa 100% că e metastază. Deci are altfel de boală, dar la fel de mortală și această boală. Asta e simplu. Nu s-a făcut, s-a ajuns aici. Deci cu tăcerea vinovată a Europei. Cu tăcerea vinovată a oamenilor mari din Europa. Nu numai cu tăcerea vinovată, cu implicarea lor pozitivă, cu Nord Stream 1, cu Nord Stream 2, cu hai să facem, să ducem gazul de acolo. Păi, de exemplu, Donald Trump și-a dat seama la un moment dat că ceva nu e în regulă cu această dependență germană de gazul rusesc și o propus doamnei de Merkel, doamnei de fier, de fier beton, de cei doamna Merkel, i-a propus ca să dea gaz lichefiat din America doamnei Merkel, Germaniei. A zis, nu, las că luăm noi la ruși. Vrem să depindem de ruși, dar de care avem nevoie să fim protejați. 100%. Deci asta e ipocrizia maximă. Germany is totally controlled by Russia. President Trump confirmed Europe's worst pre-summit fears by using the NATO stage to criticize allies, blasting Germany over a natural gas pipeline deal with Russia. It's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. German officials deny that the controversial Nord Stream 2 pipeline will allow Russia to exert undue influence over their country. NATO Secretary General Jens Stoltenberg tried to keep the peace. We are stronger together than apart. But how can you be together when a country is getting its energy from the person you want protection against or from the group that you want protection? Da. Punctul 2, a doua etapă care a fost trasă la Indigo și în pandemie și acum în război, fake news-ul. Deci imediat după ce în lume a ajuns virusul de la Wuhan, da, apoi au apărut fake news-uri. Fake news-ul cu doctorul ăla din Beijing sau din Wuhan care cade pe stradă secerat dintr-o dată din cauza virusului. Asta a fost primul fake news. Eu n-am mai auzit de simptomul ăla de atunci până acum. Te-am auzit simptomul ăsta să cazi pe stradă din cauza coronavirusului? Nu, să piși la etaj, mă, Rusia se întâmplă treaba asta. Alți băieți buni. Dezinformare, după aia au început, ții minte etapa aia cu 5G-ul. Că 5G-ul are legătură cu coronavirus sau ceva de genul. Ții minte, are faza incipientă a pandemiei. Acum și frații noștri se vină, că aici când spun fake news, și frații noștri, dezinformare, și frații noștri. Pocăiță care sunt pe net, mari creatori de fake news-uri, și nu creatori, că nu-i duci capul să creează un fake news, dar mari împrăștietori din asta. Punem botul la orice, stăm la televizor și pe acel înjurăm pe pustan. Nu ține, bă, frate, nu ține. Adică, da, data trecută plângeam grăniciarii morți pe insula Șerpilor. Ține, pe ultima dată înjurat de mamă rușii și pe aceea au venit bomba și omorât pe toți. Eu am făcut una cu piatra. Apoi după aceea, peste câteva zile... Cei 13 grăniceri care apărau insula săptămâna trecută când au ținut piept navei ruse, care le-a cerut să își abandoneze posturile, sunt în viață. Grănicerii au înviat, adevărat au înviat. Nu a murit niciunul, nu, asta s-a întâmplat. Bun, dar asta a fost. După aceea luăm jocuri video, Antena 3 specialistă în jocuri video acum. Dacă și Godină râde de Antena 3, Marian Godină, vestitul nostru polițist. Nu. Haideți să vedem imaginea de la Marea Azov. Iată imaginile. Cum se trage. Deci este un avion de luptă după care se trage cu antiaeriana. Cred că a fost liber de mai devreme că a existat un contact, dar trage în continuare. Cred că semnalele alea luminoase erau lansate de către avion ca să atragă rachete. Domnule general, ca să atragă tirul. Da, da. Deci astea galbene sunt lansate de avion ca da. Să...
Da, dar cu toate astea pare că îl prinde, nu? Da, l-a lovit și s-a prăbușit. Uite, s-a catapultat pilotul militar, dar probabil s-a catapultat în interiorul unității militare ucrainene. Ceea ce... Lupta asta antiaeriană e fantastică. Domnul general, spune-mi, vedeți că are un uniform albastru. Bun. Da, fantastică analiză militară. Numai specialiști acolo în studio. Poate acum vă întrebați ce a pățit pilotul care s-a catapultat. Ei bine, n-a pățit nimic, pentru că imaginele sunt dintr-un joc video pe care o să vi-l arăt chiar acum. Da, dar cu toate astea pare că îl prinde, nu? Da, l-a lovit și s-a prăbușit. Uite, s-a catapultat pilotul militar, dar probabil s-a catapultat în interiorul unității militare ucrainene. Ceea ce... Adică analiștii militari, există analiști militari. Dar ai văzut pe ăla care jumătate din harta aia, din monitor, de la Antena 3, era astupată de burta lui mare. La analist puternic. Da, este un analist acolo, Tudor îl cheamă, nu știu dacă e ăla cu burta, de nu-i cunosc, dar nu a făcut armata. Dar analist militar, așa se numește, analist militar. Nu a făcut armata, dar am înțeles că e un analist militar. Dar chestia a fost că era cu ceva general, cu ceva mare om de armată care a pus botul la jocul la video. Bine, ăla nu a văzut un joc video, dar i s-a părut că, într-adevăr, e o chestie foarte... Nu mai știu ce să crezi. Adică te uiți acolo, au murit 6.000 de ruși. Nu-i vedeam, sunt morți. După aceea, bacă s-a furat un tank, romii au furat tancul. A doua zi că nu l-au furat. Bacă nu l-au furat, că numai l-au rechiziționat și l-au dus în stânga, dreapta să-l demontează. Acum, de exemplu, citi astăzi cum că a zis Zelenski că dacă cumva fur un tank de la ruși sau o mașină, ceva blindat, să nu, nu e nicio fel de problemă să o poți folosi în continuare tu și casa ta liniștit, pentru că nu voi impozita-o, pentru că au zis că ei nu impozitează decât cei peste $1,000, ori acest tank, cu tancurile cu care vin rușii, ale vechi, sărace, de-abia merg. Anii 90, ale, deodată cu mine. 1990, ale nu sunt mai scumpe de 8.000 și atunci numai bine pușcă să nu fie impozitate. Grijă mă la TVA, da. Să nu sară peste da. Poți avea și o surpriză în asta neplăcută când se termină războiul, să plătești TVA-ul pe tancul respectiv pe care l-ai șutit. Sau sigurare și alte chestii. Nu e nicio fel de problemă. Deci avem această exploatare emoțională pe lângă fake news-uri. Adică, țineți minte cu războiul din Siria, n-avea voie să prezinte niciun copil în război. Deci automat era blurat. Era tot ce s-a întâmplat, pentru că acolo erau americanii. Americanii executau copiii. Era propaganda americană. Propaganda. Și n-aveai voie să dai niciun copil la televizor. Uitați-vă la toată criza din Siria, nu veți vedea în imaginile dezastrului niciun copil. Ei, acum copiii sunt folosiți. Deci noi, de exemplu, la fundație n-avem voie să dăm copii dacă facem un bine, facem o grămadă de ajutoare fără să le blurăm în fața, n-avem voie să filmăm nimic din ce facem pentru că s-ar putea să se supere unul. Ba pentru că e copil, ba pentru că e rom, ba pentru că să crească îi, mare, să-i ba pentru că asistat social și nu să știi niciodată ce poți să pățești dacă ți se întâmplă o chestie în asta. Ei, acum copiii sunt într-o veselie. Copiii celor morți, copiii celor bombardați, copiii bombardați, copiii care veneau la asta, copiii sunt puși în față, copiii care coboară din autocare, copiii care... Influencerițe pe care am văzut-o pe una astăzi cu niște ugz în picioare și cu o pușcă care părea așa replică de airsoft. Deci, penibilă propaganda de ambele părți. Că avem propaganda și în Rusia, ca să fim clari, că noi deci nu suntem putiniști, am mai repetat de 3 ori. Deci e o propagandă puternică și în Rusia, populația rusă... Nu suntem putiniști, dar nu putem cânta în cor. Asta este toată ideea asta. Nu, eu nu pot cânta în cor. În momentul în care, de exemplu, văd o lume întreagă, da, suntem alături de oamenii ăștia, de amărâți, da, ajutăm cu ce putem, a spus și data trecută, da, ne rugăm pentru ei. Așa seara la Betania, la Oradea, ne-am rugat pentru Ucraina. Ne rugăm pentru să se oprească Dumnezeu războiul. Eu cred că Dumnezeu o poate face. De 6.000 de ani repară stricăciunile după noi. Haideți să-L rugăm să se atingă de Ucraina, de Rusia. Amin.
Vedeți? Vreau mai spun încă o dată cu dragoste. Rușii nu-s vinovați. Ca un nebun, poate. Cum noi n-am fost vinovați românii, că l-am avut pe Ceaușescu. Aș vrea să vă rugați pentru mântuirea Rusiei și pentru mântuirea Ucrainei. Eu, în mod personal, cât voi, o să vă rugați, o să mă rog și pentru Ucraina și o să mă rog ca Dumnezeu să distrugă planul satanei care ne aduce aici, în Europa, în învrăjbire, să aducă Hristos pacea Lui. Pentru că Europa suferă și America suferă din lipsă de Dumnezeu. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă pacea și liniștea. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul rus și ucrainean, pentru că acum ei suferă cel mai tare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea minte conducătorilor, să oprească războiul. E mai bine pentru, spunea o soră din Ucraina, al alterii, că și-l băga tot porumbul care l-a avut acasă. La porci, avea doi porci. Și le-a spus că vine ea repede înapoi. Înțelegeți? La câine am dat drumul, zice, am dat de mâncare și l-am dezlegat din lanț. Și am zis, până vin eu, poartă singur de grijă. Imaginați-vă că voi ar trebui să plecați de acasă și să nu luați din tot ce aveți acasă. O geantă, atât. Haideți să ne rugăm pentru ei. Dumnezeu poate face minuni. Ne rugăm cu toții Domnului. Da, ne rugăm în biserică. Da, avem cel puțin că am un tabel aici cu 70 de oameni și de asociații care vor să facă ceva, pe care am conectat împreună să poată să ajute. Da, suntem alături de poporul ucrainean care suferă. Pentru că aici suferă până la urmă, pentru că ei suferă, spunea și data trecută. Dar nu putem, de exemplu, să nu spunem cine este vinovatul principal. Și vinovatul principal nu e nici Dumnezeu, ci în privința asta, nu e nici dracu, ci o înțelegere tacită a Uniunii Europene cu America, pentru că să nu uităm un lucru, americanii au pus și guvernul ăsta, că asta a fost ideea până la urmă. Adică ar fi o prostie ca eu să tac din gură și să nu vă spun că Biden are un copil, Hunter Biden, care se numește Hunter Biden, vânătorul Biden, deci fiul al lui Robinet, care a avut afaceri incredibile cu energie în Ucraina. Asta vă spune ceva până la urmă. Și ca să aibă pentru neamurile lor bani pentru tot restul vieții, pur și simplu s-au băgat, că am citit undeva într-o chestie cu foarte adevărată, că zice că noaptea suna din America și spunea, de exemplu, cine trebuie să fie în guvern. Cine trebuie să fie ministrul energiei, ăsta trebuie să fie ministrul nu știu mai care. Adică această vinovăție colectivă, vrem că o să o scoatem în evidență. Nu să mai colorăm lumea, că până acum am fost vacciniști și antivacciniști. Acum suntem putiniști și antiputiniști. Bă, nu puteți lucra numai în alb și negru toată viața dumneavoastră. Există o grămadă de culori intermediare. Există o grămadă de culori frumoase. Există o grămadă de lucruri. Deschideți-vă mintea, citiți. Nu vă lăsați induși de Antena 3, că vă pun jocuri. Nu vă puteți lăsa induși de americani. 90% din presa americană este vândută, aservită. Nu puteți vorbi despre ce se întâmplă în lumea aceasta acum, dacă nu căutați din diverse surse. Adică nu imediat tot ce zboară să mănâncă. Gata, acum suntem toți sentimentali. Acum toți bărbați facem, dregem, ne ducem în stânga și în dreapta. Deci cele mai ciudate fake news-uri. Este o trupă de gherilă extraordinară a lui Putin, numită Wagner. Deci o armată pe care el a angajat-o ca să-l omoare pe Zelenski. De cealaltă parte, Zelenski vine și spune că are că ei combatanții străini pot să lupte în Ucraina și să vină, să meargă românii, vor fi încorporați într-o secundă albanezii nu se vor duce. Românii, americanii, danezii, din toate țările, canadienii, să vină și să lupte, să tragă cu tirul, să folosească țara poligon, să împrăște cartușe. Și uite că și americanii au o grămadă de tipi care se împușcă pe stradă, omoară copiii. Dar de ce se omorâți în America? Veniți în Ucraina, că aici este poligon de tragere. Veniți toți și ajutați cu tot ce puteți, cu armament. Veniți, că apoi o să vedem noi ce facem cu armamentul, pentru că în momentul în care dai la fiecare om câte un pistol mitralier, greu va fi să le iei înapoi după aceea. Sunt o grămadă de probleme. Normal că mă enervează prostia asta de ambele părți. Domnule, e oligarh cel rus. Încă nu am verificat toată treaba asta, dar poate mai
mai verificat și dumneavoastră, există un cotidian italian acum, care, La Republica, mi se pare, care dă imagini și un reportaj cu casa din Italia, acolo undeva într-o zonă incredibil de scumpă, de 3.800.000 de euro, 4 milioane de euro, al lui Zelenski. Da, hai să spun. Bun, deci eu nu știu dacă e verificată treaba asta, deci nu pot să vă spun. Dar dacă e așa, e grav. De ce e grav? Vă spune de ce e grav. Pentru că până acum știam că oligarhii sunt numai Rusia. Lor le-am confiscat, lor le-au confiscat iahturile, lor le-au confiscat, lor le-au pus proprietate pe conturi, lor au făcut o grămadă. Bun, dar Zelenski ce-a fost? Stand-up cam comedy. El a fost actor de stand-up cam comedy. Bă, ăștia nu cred că câștigă atâta, mă, mai ales în Ucraina. Adică să-și trântească o vilă în Italia de 4 milioane de euro. Dacă e adevărat, asta e grav atunci. Ми зробили це разом. Дякую кварталу 95. Це історія про актора і керівника студії «95 квартал», який зіграв президента у серіалі та переміг у реальному житті. Успішний шоу-бізнес Володимира Зеленського створений в Україні, але захований у мережі офшорних фірм. Навіщо це президенту? Новий витік документів, мільйони файлів від реєстраторів острівних фірм проливає світло на таємниці політиків та бізнесменів з усього світу. Зокрема, українського президента та його бізнес-партнерів. Дякуючи цим документам, нам удалося знайти досі невідомі офшорні фірми та нерухомість ключових осіб 95-го кварталу. А також встановити прихований зв'язок на мільйони доларів між Зеленським та скандальним українським олігархом. Ці знахідки змушують інакше подивитися на українського президента, який прийшов до влади, спекулюючи кінообразом чесного і скромного президента з народу. Nu mai gândiți în felul acesta. Adică sunt convins de faptul că e rău. Dar acest rău ni se datorează până la urmă. Cu acest rău nu te poți lupta numai strigând, huo că ești putinist, huo că nu e. Dar Angela Merkel ce era acum o săptămână? Nu era putinistă. Dau un exemplu. Uniunea Europeană care îi pupa păruși în fund, nu era putinistă. Până te mai calmez un pic să mai zic și eu ceva. Tot pe asta, pe chestia asta de fake news, dezinformare și menținerea populației în incertitudine, pot adăuga și campania asta media că Zelenski e un erou. E un erou, pentru că dacă eu aș avea o casă de genul în Italia și un cont baban offshore, și eu m-aș considera erou să rămân în țara mea și să lupt pentru poporul meu. Clar el e un erou. Că dacă nu era erou, era în Italia acum la soare. Dar nu puteți să spuneți că e un politician inteligent. Că dacă era inteligent, nu mai trebuia să fie erou. Și nici țara lui să fie eroică. Deci da. cam despre asta e vorba. A ajuns până când a devenit erou. Și a căzut din nebăgare de seamă în eroism ca într-o gură de canal. Nu m-a s-a trezit erou peste noapte. Asta a fost toată ideea. Băieții inteligenți nu ajung să fie eroi. Adică, nu mai țin minte în ce carte am citit, cum că zicea la un moment dat că... un general l-a oprit pe soldat de lui care omor să moară la moarte, acolo vreau numai care și-a spus, eu n-am nevoie de tine mort, eu am nevoie de tine viu, prefer un soldat mediocru viu decât un erou mort. Asta i-a spus la soldatul lui. Și asta cred că e valabil, nimeni nu vrea să-și numere morții. Toată lumea vrea ca să înțeleagă că e nevoie de fiecare om, că în spatele fiecărui erou stă chiar vreau să scriu o carte cu titlul Văduva eroului, soldatului necunoscut. Adică în spatele eroului ăla de la televizor stă o mamă, stă o soție, stau niște copii. Adică fără erou. Da. Eu cred că aia, ucraineanca, aia o să facă... O să ducă război puternic. Aia Miss Ucraina, nu știu mai care, cu pistolul mitralieră pe piept, pe silicoane, o să facă un război de gherilă în toată treaba asta. Așa cum pății zilele acestea acum, mă băgai și eu să adusărăm la o familie aici lângă noi trei ucrainiance, că așa au fost. Nu știu cum
au rămas fără copii, toate trei tinere. Nu dură un ceas după ce au ajuns la fratele acasă, că apărură doi ruși și spuse că îi mută fălcile, luară ucraniencile și plecară. Nu, asta a fost tot, că l-am întrebat, eu zic, zic, cum stau? Aveți ce li să-i dai de mâncare? Dar zice, n-am apucat să-i dau niciun ceai măcar, pentru că mi le furară rușii. No, asta a fost, dar nu mă zic, ucraineni au fost, nu mă, frate, zice, au fost ruși. No, așa, când vedem noi, de exemplu, că pe pământul României e atâta frățietate între ei, adică doi ruși iau trei ucrainienci. Ce să pot să mai comentez? Nici și greu și să ne exprimăm, că ne-o luăm în online. Da. Da. Ca să terminăm cu etapa asta, dar de ce e așa de mult fake news și dezinformare în rândul populației? Pentru că nu sunt informații oficiale bune de la autorități, pentru că dacă ar fi astea, ar fi contracarate mult mai ușor fake news-ul și dezinformarea. Asta e problema. E un deficit de transparență din partea autorităților și atunci să profită de lacuna asta. Adică în războiul ăsta nu cine trebuie câștigă. Și o să vă spun de ce. În primul rând, Ucraina o pierdut și pierde în continuare. Îs morți, e o țară distrusă, îs refugiați, îs vise năruite, e dezastru. Da, Ucraina nu a câștigat nimic. Rusia a pierdut tot ce se putea pierde. Câtă credibilitate săracii ori mai avut, morți, răniți și la ei. Și marea problemă pe care noi o să vedem în curând este această radicalizare a lor. Pentru că ce se întâmplă? Bun, facem blocadă peste ei. Noroc că Coca-Cola nu a plecat de la ei. Asta este clar. Coca-Cola a zis că rămâne în Rusia, indiferent ce se întâmplă, pentru că ei au un față de poporul ăsta, au niște datorii, au muncitori angajați și Coca-Cola a spus că nu pleacă. Zelenski a spus să nu mai să bea Coca-Cola în Ucraina, din ce cauză? Că nu a plecat Coca-Cola din Rusia. Ceea ce va fi foarte greu, pentru că prietenii mei din Ucraina au zis că normal acolo să bea vodka cu Coca-Cola și în Rusia același lucru. Deci nu știu cum va fi acest embargo pe Coca-Cola, cred că va fi destul de greu. Toată lumea a pierdut, adică au pierdut și când vorbim despre radicalizare, va fi faptul că punând o blocadă pe această populație, se pot întâmpla două lucruri pe ruși. Fie că îl ia pe Putin și îl omoară, bă, din cauza ta suferim cu toți, da? Numai două rezultate pot să fie acestei blocade peste întreg poporul rus, oriunde s-ar afla. De exemplu, ne-am luptat grozav acum contra lor și noi și românii. Noi am avut românii trei arme de luptă puternice acum, dintre care două sunt mortale. Una este o armă admirabilă. Deci, cum au răspuns românii la ora actuală, la această criză umanitară, a fost o pată de soare, o rază de soare pentru noi. Nu ne-am gândit că noi ca români mai putem să fim buni. Românii pur și simplu nu că nu au știut, că eu cred că o parte au știut istoria, că n-am fost grozav de apropiați cu ucrainieni niciodată. Deci, da, s-au știut că avem niște litigi de frontieră, niște tratate nesemnate, niște faptul că ne-au dat cu tifla de atâtea ori și că singurele relații erau cu dronele, trimiteau țigările peste frontieră dintr-o parte în alta. Da, ei bine, românii, în ciuda acestor lucruri, s-au comportat cu ucrainienii exemplar. Zeci de publicații din întreaga lume au remarcat atitudinea de solidaritate a românilor și au elogiat-o prin articole. Printre publicațiile care au abordat subiectul se numără și cunoscuta revistă Time. Articolul intitulat În ciuda decenii de tensiuni, românii primesc cu brațele deschise pe refugiații ucraineni prezintă povești emoționante de la graniță. O altă publicație care a preluat subiectul este și ziarul scoțian The Scotsman. Și ei, ca și cei de la Time, au vorbit în termeni laudativi despre atitudinea românilor față de refugiați. Articolul prezintă povești ale oamenilor care oferă cazare, mâncare și transport gratuit ucrainenilor. Și ziarul britanic The Independent a scris despre solidaritatea românilor față de ucraineni. Jurnaliștii englezi au catalogat România ca fiind unul din cei mai puternici susținători ai Ucrainei. Exemplar. Deci, i-au ajutat și acum că noi filmăm emisiunea, ajută tone de materiale. Voiam să trimit acum încă o mașină de mâncare în frontieră. Au spus, nu mai trimiteți că se strică. E o grămadă de tone întregi de mâncare pe care le aruncăm, pentru că pur și simplu... Răspuns umanitar a fost mai mult decât ne-am imaginat. Mă sună din Anglia biserici care vor să trimită, să facă prietenii noștri la Tarsin, tiruri întregi de materiale lor dus acolo. Au făcut o grămadă de lucruri.
E bine, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A fost faptul că ei, rușii, românii, pardon, că vorbeam de români, ăsta a fost prima noastră armă, să ajutăm să facem ceva. După aceea, contra rușilor, a venit ANPC-ul, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. Într-o secundă, au verificat toate Gazpromurile și lucrurile din România, au dat amenzi și au închis stații de benzină. Uitați că luptăm până la urmă. Cu ce putem noi? Cu ANAF-uri, cu ANPC-uri, cu tot. Ne-am băgat peste ei și ne-am demonstrat, bă, pe lângă noi nu se trece. N-au fost controle, până acum au fost pupături cu ei, dar acum din toată. O trecut pe lângă Socar, o trecut pe lângă Petromurile noastre, pe lângă OMV-uri, pe lângă Molurile Ungurești, pe lângă ce mai fost, pe lângă ăsta. Multe dintre ele există, de exemplu, când m-am dus, și toaleta era smulsă de la loc. Mă refer Petromuri sau alte, nu le dau. Și Moluri am văzut că nu mai avea nici chiuvetă, robinetul era pe afară, trebuia să cumpere o sticlă de apă ca să te speli pe mâini. Ale au mers, ale funcționează în continuare, pentru că poporul trebuie asigurat cu benzină, care acum e aproape 8 lei și în care în curând va fi 10, 12, 14 lei. Bun, ideea este clară. I-am executat, i-am rupt, i-am spart la fălci. Și după aceea, să nu uităm după aceea, pentru că din spate, pe lângă ANPC, au venit și le-au luat fața Țancă Uraganu. Țancă Uraganu a spus foarte clar, eu mă duc în Rusia atâta și mă duc și le dau pe Putin ca să vadă el. Nu, după aceea au zis că totul nu se duce, că dacă ascultați cântarea până la capăt, vedeți că de fapt rușii vor veni să-i pună lui corona pe cap, pentru că el este ăla tare, ăla adevăratul boss. Da, regele. Nu Putin, nu oricare. Adevăratul deci, țar. Adevăratul țar este Țancă Uraganu. O spus-o clar, noi ca români ne luptăm, el o zis că se duce acolo cu toți bombardierii lui și rezolvă automat. Ce Wagner, bă? Ce trupe speciale Wagner care s-o omoare pe Zelenski? Păi când Țancă Uraganu va pleca cu bombardierii lui și cu din București, cu prietenii lui Dani Mocanu și ceilalți care filmează cu tigri, malaizieni, cu tot felul de chestii în astea, păi ăștia când se vor duce acolo, bă? În pantalonii scurți, mulați pe ei, care se trag greu, cămășile alea înflorate, cu alea aurite, lanțurile alea aurite cu nume. Când intru eu în Ucraina, rușii se torn la Moscova, se duc să-mi aducă corona, că eu sunt rege în Europa. Când ei se vor duce cu bărbile lor și tatuajele lor, păi în momentul ăla vor paraliza și Wagnerul va paraliza, trupele speciale va paraliza și Ucraina, pentru că întrecerea lor prin Ucraina vor duce tactica pământului pârjolit. Deci nu va mai rămâne nimic până dincolo. Fântânile vor fi otrăvite. Grâul cât o mai rămas de prăpădit vor prăpădi pe totul. Și se vor duce apoi peste bravul popor rus și vă face una cu pământul. Deci, rușilor, vine Țancă Uraganu peste voi. E problemă de război. Sau, dacă nu vreți să vină, vă rog, trimiteți-i corona de aia de învingere a lui. Pentru că până la urmă, ăștia au făcut ceva. Klaus Iohannis, într-adevăr, bă, dacă nu era conflictul ăsta, cred că nu mai era președinte acum. S-a trezit, dintr-o dată, pac, îl vedem, aproape în fiecare zi are câte un discurs, vorbește, trebuie să rezolvăm, trebuie să ne înarmăm. Adică când se zice la noi la români, vrem să ne înarmăm și ce înseamnă asta, dude? Să mai luăm câteva zeci de miliarde împrumut. Să mai cumpărăm niște avioane care să prăbușească cu militarii noștri. Da, adică, cum să va fi? Un fel de ruletă rusească. Să vedem cine zboară astăzi. Cine-i pătura astăzi să piloteze MiG Lancer? Corvete pe care ni le dă Macron aproape gratis. Numai, nu știu, vreo 16 miliarde de dolari trebuie să plătiți, sau euro din mele. Deci, un mizilic. Deci, au spus că trebuie să ne înarmăm zdravă noi români. Asta mă bucură foarte tare, pentru că trebuie să simțim asta, că trebuie să ne înarmăm. Avem și banii necesari, îi împrumutăm oricând, pentru că la rândul lor și ei fac bani, nu mai dau drumul la tipografie, la tiparnițe și vor face bani. Bun, ideea... Ai divagat puternic. Bun, hai să mergem la punctul 3. Mass media, principalul vinovat care a semănat teroare și frică. Și în pandemie și acum. Morți toți la televizor. Cimentul turnat peste morminte, peste sicrie. În fiecare zi statistica de morți pe kilometru pătrat. Bag o groază în noi. Acum e Harkovul cucerit. Deci avem știri clare. Harkovul e cucerit.
20 de minute mai târziu, Harkov e liberat. Deci n-ai apucat ca să-ți iei medicamentele tensiunii când auzi armă. Bă, cum se mă poate cuceri un oraș într-o jumătate de oră și cum poate fi recucerit în 20 de minute? Asta nu pot să, pricep, mă, oameni buni acum. Deci n-are cum. Asta e pentru noi ceva ce... Nici în jocul ăla de la Antena 3 trebuie să te chinui vreo oră și ceva, să mergi cu tăi soldăței, să tragi. Nici ăla, colone, generalul ăla, nu înțeles bine când a văzut racheta cum a zburat. S-a uitat, să vedea pe el cum se uită, o să mai de cap, unde ce tehnică de care... Nu sunt mai înfierbântă, zici, pușca. Da, ăla e ceva șef al nostru cu armamentul, cu antieriane, cu treburile astea. Deci exact pe specialitatea respectivă. N-are nicio logică, tocmai asta... Între ceea ce se planifică și ceea ce se întâmplă în teren, odată declanșate ostilitățile, este întotdeauna o mare diferență. Și asta nu spunem noi, a demonstrat-o războiul întotdeauna. Ăsta s-a catapultat, ăsta din avion, a scăpat. Unii s-au catapultat. Exact cum spunea cineva acum, gândiți-vă o fetișcană din asta de 20 de ani. Gândiți-vă, zice, ce înseamnă să cazi acum în Marea Înghețată, zice, și în Marea Neagră, dacă te catapultezi în Marea, și să vină rechinii, zice. Mulți rechini în Marea Neagră. Mai ales că pentru lor le place foarte tare să umble printre ghețuri. Banchiza nord Marea Neagră. Pinguinii stau ai din Madagascar la povești, zbang, nu mai vede că unul plecă pe banchiză. Lola rechino. E bun. Dar mai ții minte frica aia de la începutul pandemiei, că toți ne cumpăram măști cu 500 de lei cutia de pe EMAG? Acum toți sunt la coată la iod. Bătaie pe drojdie din pandemie și pe făină. Acum e pe iod, pe truse de prim ajutor în caz de război nuclear și alte idei de genul. Ăștia cu iodul o să supraviețuiți mai bine, părerea mea. Eu zic să băgați acum. Că chestia că trebuie să vă faceți gargară cu iodul are un efect extraordinar. Da, mă, e ironic. Ok, deci nu se încerca acasă. Nu este pentru... uz intern. Da. Deci, luați-l că în caz de atac nuclear, iod ajută, foarte mult ajută. Cumpărați tot ce prindeți în magazie acum, în farmacie. Goliți asta. Și nu uitați, cei care v-ați cumpărat hârtie igienică la începutul pandemiei... Încă e bună. Nu, că n-ați folosit-o. Acum puteți, că faceți pe voi de frică acum când vedeți ce se întâmplă. Deci hârtie igienică poate fi folosită exact în momentul respectiv. Mai sunt amenințări. Ce faină chestie e faptul că a trecut cu COVID-ul. Da, gata. Deci e ultimul episod al nostru despre COVID. Acum doar dăm așa asemănări între cele două. Deci a fost o chestie faină că au spus că toți ucrainienii care vin la noi în țară nu mai intră în carantină de COVID. Nu. Numai noi am intrat. Eu și acum am primit o amendă de 500 de lei. Azi o plăti, pentru că nu mi-am completat când am venit din Londra nu știu ce chestii și că primit amenda. Săriși peste carantină. Da, sărim peste carantină. Mai scăpam eu așa din când în când și cu carantina, dar acum, de exemplu, primi amenda. Asta cu tătul treaba. De aia de la DSP m-au amendat. Azi am plătit-o toată chestia asta. No, să fii într-un ceas bun, fără obiecțiuni, bănesc. Da. Numai cine misiuni ai voi. Da. Bun. Mergem la punctul 4. Zi. Cu teroarea și frica am terminat-o, suntem într-o frică continuă. 4. Scindarea societății anti-vax, pro-vax în pandemie. Acum ori ești pro-Ucraina, ori ești pro-Rusia. N-ai voie să ai o analiză obiectivă cum facem noi la Deavalma, că ți-o iei. Ești jurat de mamă de numai nu știu cine. Dar cel mai tare mi se pare un comentariu în care au fost șolat-o în bot săraca și sora mea Emma și nevastă mea Ana, victime colaterale. Deci... Întotdeauna la război, la ghear se la ghear, la război ca la război. Așa că mai... pățesc și unii și alții toată treaba asta. Trebuie ca să înțelegem că viața e grea. Oamenii sunt clari. Deci, acum trebuie ca să fii un om al societății de astăzi, trebuie neapărat ca să fii vaccinat și antiputinist. Și trebuie ca să te vopsești neapărat cu culorile Ucrainei pe frunte când faci o din asta. Și cine nu zice slava Ucrainei, o ia pe ăsta bot. Din 5 minute, când ne-am spus episodul trecut. Îmi scrie unul astăzi, zice slava Ucrainei. Eu nu-i răspund. Zice, nu răspunzi. Putinistule. Scrie înapoi.
Zice, slavă, slavă Ucrainei. Și spus ei, slavă Bogu, când te prind îți dau peste ochi. Asta i-am spus. Deci, slavă Domnului, am zis. Bogu. Corect. Da? Asta e, slavă Domnului, slavă Ucrainei. În pandemie, orice om care nu se vaccina era considerat și am fost considerați criminal. Da? Deci, nu îmbolnăvești pe ăla, ăla moare din cauza ta, criminal. Acum, dacă nu ești pro-Ucraina pe față și nu folosești clișee din două minute și nu spui slavă Ucraina sau Zelinski, eroul național, Mi-aduc aminte de o chestie din al doilea război mondial. O rămas celebră dilema lui Churchill. O zis în felul următor. Suntem în război. Dacă, de exemplu, lăsăm presa liberă, e pericol ca unii să scrie și să moaie sufletul englezilor. Deci înțelegi ideea. Dacă lăsăm presa liberă. Ar fi bine ca și în celelalte țări. Băi, război, hai să controlăm toată presa, tot cuvântul scris și să nu le dăm voie să spună decât ce vrem noi. Da, asta e punctul 5. Deci restrângerea drepturilor și cenzura. Dar cenzura, tu ai început cu cenzura acum. Și eu sunt de acord cu cenzura în țările care sunt combatanti. Stai să-ți povestesc. Zic. Churchill era combatant. Da. Churchill a mers în fața oamenilor a Parlamentului și a spus în felul următor. A zis, unul dintre lucruri este faptul că trebuie să înțelegem că ce hotărâm astăzi va fi o problemă și peste ani de zile, când războiul ăsta nu va mai fi. Da, zice, există fiecare, noi cenzura militară cum? Luăm ziarul care e scris, nu ne băgăm la conținut. Da. Și ne uităm să vedem, nu cumva transmite informații despre inamic, despre numele care. N-au voie ca să scrie. Deci cenzură pur militară. Pur militar, exact. Bun, bă, nu e informație din asta, asta nu e bună pentru că au scris că avea depozite de muniție numele care. Și atunci au ajuns la concluzie așa. Cu toată durerea pe care o avem, cu toate repercursiunile care pot să se ivească datorită faptului că lăsăm presa liberă și că vor scrie alții ce vă bateți cu Hitler, ce nu știu mai ce povești genul ăsta, deci nu ne putem permite, o zis Churchill, când nici America nu era cu el, când rămăsese singur, armata victorioasă franceză nu era pe nicăieri, era praf, macronii erau tot ascunși prin borți, deci asta trebuie să o înțelegem foarte bine. Când singuri în fața Europei stăteau englezi pe front, Churchill spune presa trebuie să rămână liberă. Pentru că în momentul în care zice presa nu mai este liberă, am călcat fundamental principiul de bază a libertății de opinie a oamenilor. Și cu asta o terminat. Dar oare ajută cuiva istoria pe care m-am spus-o eu? Nu. Nu, acum, suntem niște putiniști, că am spus. Acum ești suntem, un putinist că ai spus chestia. Pentru că l-am amintit pe Churchill în toată treaba asta, sunt un putinist jegos. Pentru că a spus că presa nu trebuie cenzurată. Pentru că omul se naște liber, cuvântul omului trebuie să fie liber și omul trebuie ca să fie privit ca o viețuitoare care gândește și care nu-i poți îngrădi dreptul la gândire. Asta e. Da, uite, eu sunt mai dur ca și Churchill. Dacă vor să cenzureze, să se cenzureze în Ucraina informațiile rusești și în Rusia informațiile ucrainene. Și gata. Dar ce treabă are Europa? Că noi nu suntem parte cu adevărat a conflictului. De ce să cenzureze în Europa informații rusești? Că nu ne mai putem documenta din două părți. Nu putem avea o privire de ansamblu corect asupra situației. De exemplu, pentru cei care ne mai ascultați și vă mai interesează puțin istoria, deci istoria României a cunoscut un personaj de tristă amintire numit Anna Paucher și care spunea așa, în momentul în care noi spunem tuturor să strigați trăiască Stalin și tu nu strigi trăiască Stalin, tu va trebui ca să înțelegi că va trebui să fii legat pentru, așa spune ea, o misiune de denunț. Ei bine, această omisiune de denunț astăzi se numește virtute. Bă, ești virtuos dacă strângi slava Ucraine. Slava.
Dar toți să strigăm în cor. Eu m-am născut între aplauda aceștia. Eu, deci era pe vremea lui Ceaușescu. Vă rog frumos, priviți pe YouTube congresele lui Ceaușescu. Întotdeauna în sala aia mare cu 5.000 de oameni erau cei care începeau să aplaude. Care știau toți cei 5.000 de oameni că este aplauda cu care începe. Asta era din... Dădea semnalul. În momentul respectiv, toată lumea trebuia să bată din palme. Sala Palatului Republicii Socialiste România, sala Congresului al 14-lea al Partidului Comunist Român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, este întâmpinat de delegații și invitații la Marele Forum al Comuniștilor Români, într-o atmosferă deosebit de entuziastă, expresie a unității partidului și poporului în jurul strălucitului conducător, militant cutezător pentru înflorirea patriei și națiunii, remarcabilă personalitate a lumii de astăzi. Camerele video, vă rog să notați, erau pe ei. Unul care bătea numai atâta, așa încetuț, îl o lua pe coajă. Nu mă, trebuia să aplauzi tare până te usturau pălmele. Trebuia să strânge toți. Ceaușescu reales la al 12-lea congres. Și toate treburile de genul ăsta. Asta trebuie. Stima noastră și mândria. Ceaușescu România. După aceea, americanii sunt gunoi, imperialiștii la numai la 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 la. No, bun, asta e acum. Toată lumea, hai să aplaudăm acum, obligatoriu, aplaudați Ucraina. Hai să aplaudăm Ucraina, hai să aplaudăm, hai să strigăm toți în cor cu Putin. Dar de ce nu ne-a cerut când s-a pupat doamna Merkel cu el? De ce nu ne-a cerut asta? De ce n-a zis atunci, hai să o dezavuăm pe doamna Merkel? Sau când Trump, foarte profet adevărat, ridica chestia asta. Am vrut să spun și aia cu Churchill și cu Anna Pauker și e bine ca să o știi și pe asta tot de la noi. Denunțul de opinie se numește astăzi virtute fantastică. Da? Și mai o chestie, am observat la câțiva formatori de opinie români că au început să facă liste. Facă liste de pro-putiniști, între care am văzut că l-au băgat inclusiv pe Dan Diaconu, Ion Cristoiu și l-au băgat și pe Terheș. A face liste, cam ce obicei e așa după tine, Dadi, cunoștind, a face liste cu... Chinezesc, un obicei chinezesc. În Albania a fost considerat erou Albaniei unul care și-a denunțat mama că o prins-o, era ceva în partid ăla, deci pe vremea lui Enver Hoxha, ăla care era președintele Albaniei, mama lui o lua niște ulei, cumva o făcut roz de niște ulei de floare soarele ca să-i facă la netrebnic ăla, la spurcatul ăla de fiu a ei, să-i facă niște plăcintă. Și el a prins uleiul acasă, care nu era pe rație, și o dat mama în gât, ori închis-o 2 ani de zile, a făcut pușcărie și el a fost considerat erou al Albaniei. Deci lumea asta se întoarce spre noi. Lumea aceasta se întoarce spre noi. Să ajungi tu, mă, să te lupți cu Dostoievski? Înțeleg că ANPC-ul din România se luptă cu benzinăriile. Că englezii, spurcătoii de englezi, care au vândut cartiere întregi rușilor în Londra, cele mai scumpe case, care s-au pupat cu Abraham Homie, cel acum îl chema președinte la Chelsea, și care și cumpărat, care au cumpărat cluburi de fotbal de la ei, care au cumpărat o grămadă de lucruri, casele, proprietăți, castele, au cumpărat. Mă, atunci nu știu câți oligari e. Nu știu, cum au crezut că au făcut e banii, mă? Au crezut că o din muncă cinstită, că au lucrat cu lopata lui Stahanov, așa au crezut că au făcut engleză. De ce nu-i întreba despre moralitatea, proveniența acestor bani? Și acum, dintr-o dată, nu, trebuie să le înghețăm conturile. Dar nu, mă, faceți altceva. Că eu vă spun, e ceva comunist și frumos. Confiscați-le averile astea. Adică nu blocați. Fiți comuniști până la capăt. Exact, asta e un comunism urât. Adică pe jumătate doar numai când faci ceva. Nu, confiscați, că asta e adevărat. Și luați și puneți după aceea niște indieni acolo, luați că sunt destui homeless sau ce aveți voi pe acolo pe care duceți să stea pe ajutor social în țara voastră și chiar niște români care sunt pe ajutor social, o anumită pătură a societății române. Aduceți-i acolo și băgați-i în castelele oligarhilor ca să puteți să-i umili
umiliți la modul maxim. Asta este un lucru care trebuie să-l gândiți 100%. Adică italienii să scoată pe Dostoevski, să-l pună la index pentru că e rus. Păi nu mai citim nici pe Tolstoi, nu mai citim nici pe Pușkin, nici pe Dostoevski, nici pe Esenin, care a fost un bețivan spurcat. Nu mai citim pe nimeni, pentru că toți ăștia au fost printre altele și ruși, mă, nenorociți ăștia. Și atunci trebuie scoasă toată literatura rusească. Și cultura rusească. Și ermitajul trebuie tras perdeaua peste el. Și tot ce-au făcut rușii. Și ori crea săraci. No, asta este ideea. Jos doresc chestii. 6. Oferirea unei soluții salvatoare în cazul pandemiei, vaccinul. Efecte adverse, semn întrebării. Și în cazul războiului, soluția salvatoare, aderarea Ucrainei la UE. Efecte adverse, nu știm. Discutăm. Nu poate Ce părere ai? Nu poate să fie Ucraina membra a Uniunii Europene. Nici într-un caz. Dar nici ei nu o consideră. Deci asta e o nebunie. Deci ca să fie... Bine, eu nu le doresc la ucrainieni, că uite-te în ce hal am ajuns noi. Deci ceea ce mă pot eu ruga este să nu ajung niciodată în Uniunea Europeană. Dar vorbeam mai înainte, că înainte cu o săptămână, două, erau dracu gol Ucraina. Deci erau racheți, era oligarhie, era țara corupției generalizate și care până în urmă cu 10 zile nu avea nicio șansă ca să... Acum, liste, băgați Ucraina în Uniunea Europeană, face eventual un parteneriat cu Uniunea Europeană pe care nu a vrut să-l facă Ianucovici în 2014 și a fost înlăturat de la putere pentru chestia asta, că era pro-rus Ianucovici. Fostul președinte al lor. Da. Și un parteneriat cu Uniunea Europeană, da, se poate. Dar nici într-un caz nu trebuie băgată în Uniunea Europeană și mai ales ca să se poată opri războiul acesta, nu trebuie băgată în NATO. Trebuie acea zonă de care tot am zis și mai ne-am obosit de luni de zile, o zonă tampon, pentru că Rusia se simte amenințată până în pânzele albe în privința... Acuzați asta. Că am folosit expresia asta țară sau zonă de tampon, dar să nu uităm că și România a fost zonă de tampon în fața turcilor sute de ani și... Noi cred că suntem în șase zonă de tampon. Haideți să vă povestesc... Asta e realitatea, asta e istoria. Despre urăciunea oamenilor de astăzi. Deci, cum zicea Ghiuri Pascu, Dumnezeu să-l odihnească, vorbea despre urăciunea oamenilor din omenirii. Deci, îți dai seama când povestea el. Și la ora actuală, zona tampon pentru ruși este și Polonia, pentru Uniunea Europeană, în fața rușilor, este și Polonia și Ungaria. Da? Ele apără flancul estic al Uniunii Europene. Păi, bă, cât de pervers poți să fii, mă, tu, Uniunea Europeană? Că tu ai Polonia și ai Ungaria, care sunt lipite de ruși acolo și care apără flancul ăsta estic, și tu mă, în urmă cu două săptămâni de zile, îi ții din sancțiune în sancțiune. Pe oamenii ăștia care îi folosești, pe polonezii care... Care acum sar în ajutorul ucrainienilor. Polonezii care au fost primii care s-au dus și le-au dus armelor ucrainieni. Polonezii care nu numai că au o istorie, dacă citiți puțin în istorie, numai că au o istorie comună, dar și cam bătăioasă cu ucrainienii, au mers și le-au dus arme, făcut un coridor secret, cum au putut, s-au dus și s-au băgat înăuntru și le-au dus arme. Și puteau să o ia pe coajă poloneze în privința asta. Adică tu vii și pui sancțiuni și spui că trebuie ca să nu le mai dai pe NRR-ul și alți bani și alte povești, că trebuie să-i dai peste ori. Cât de urâtă poți să fii tu, mă, Uniunea Europeană, să îți distrugi oamenii care te apără în flancul estic? Pentru că Germania nu se învecinează cu Rusia. Deci nici într-un caz. Și atunci toată zona aia de la Germania, noi suntem zonă tampon, mă, Dudu. Adică în momentul în care eu vorbesc de zonă tampon, ne gândim că trebuie să aibă mare grijă cu țările care sunt... Dacă n-ar fi lipite. Zonă tampon, n-ar fi România acum la coadă la iod. Dar 100%. Nici nu aveam scuturi la de veselul pentru care rușii ne urăsc la modul maxim toată chestia asta. Toată lumea se întreabă oare cum va trebui ca să facă, ce va trebui să facă Ucraina în asta. Ar trebui să ia modelul finlandez. Finlandezii au avut și ei cafteli zdravene cu rușii.
Așa. Bun. Și ei sunt în coasta rușilor, dar au învățat lecția finlandezii. O zis în felul următor, bă, suntem țară europeană, da, au valori europene, au democrație, au tot ce le trebuie, dar nu mărșori băgat rachete să le îndrepte spre ruși. Au păstrat un fel de neutralitate din aceasta foarte, foarte liniștită. Și rușii astăzi nu consideră că Finlanda, că am zis că, bă, Finlanda, NATO, nu știu ce. Finlanda nu are nevoie de asta. Finlanda are o, cum să spun, o înțelegere tacită cu Rusia. Are o politică externă bine gândită. Bine gândită. Păi, normal, polonezii trebuiau să ia exact modelul finlandez. Trebuia să dea un singur telefon numai cu 2 săptămâni de zile Zelenski și să-i spună, stai acolo în banca ta, ia trupele, uită-te, nu o să bag niciun NATO în țara noastră, o să rămânem în continuare campioni grâului și altor toate chestii genul acesta, hai să nu facem război că nu ajută la nimeni. Nu trebuie nici NATO, nici Uniunea Europeană, că mă descurc bine. Nu veni să-ți împotmolești tancurile la mine în țară. Nici eu să-mi pierd n-ajută războiul la nimeni. La nimeni n-ajută. Deci asta este părerea mea cu acest model finlandez, așa cum domnul Iliescu... Dar de ce model finlandez? Eu zic că modelul românesc era mult mai modelul românesc. Adică ce făceam noi cu ruși, cu turcii pe vremuri. E mult mai bine se pretează pe ce se întâmplă în Ucraina și pe situația din zona respectivă. Ce se întâmplă? Turcii ne-au omorât, ne-au rupt, ne-au tot invadat. Și la un moment dat s-au săturat românii să tot plătească tributul de sânge, da, de sânge. Și au zis, ia, suntem noi, suntem proști, hai să le plătim bir sau să facem înțelegeri cu ei. Și așa am ajuns, bine, nu la nivelul întregii regiuni, că unele totuși regiuni mai mici au ajuns pe așa lăcuri. Dar în mare ne-am păstrat suveranitatea și o formă de independență. Adică trebuie să înțelegi un lucru, că Putin va accepta o asociere a Poloniei, a Ucrainei la Uniunea Europeană. Dar dacă are înțelegere scrisă că nu va adera la NATO. E simplu. Putin nu are o problemă. Bă, vrei Uniunea Europeană, vreți ca să vă execute și pe voi și să vă distrugă tot ce aveți și să cumpărați de la ei? Vreți moca, o grămadă de chestii pe aceea care să le plătiți? Vreți modelul ăsta? Vreți ca să aveți și voi școli și tot felul de LGBT-uri și probleme de genul ăsta și minorități și numai care? Da, mă, foarte bine. Dar nu băgați, NATO înseamnă armă. Uniunea Europeană înseamnă un set de valori de care trebuie implementate și să se spele creierul Europei creștine și să se... Bun, asta e situația. Putin va accepta 100% acest parteneriat, această asociere cu Uniunea Europeană, dar nici într-un caz nu o va accepta, dacă are consimțământul scris cum că nu va adera la NATO. Atât îi trebuie la Putin ora actuală. Deci nici într-un caz la altceva. Adică asta voiam să spun, că noi românii am știut să facem compromisuri, am știut să le băgăm bănuțul la turci și să ne păstrăm viața, să ne păstrăm viața până la urmă și am blocat invazia turcească în Europa și am rămas tampon. Și nu ne rușine și scrie în cărțile de istorie că am fost tampon. Aud că este o cruciadă împotriva comunismului. Bă, fraților, Putin nu-i comunism. Este naționalist, un naționalist dictator. Deci acolo e o problemă națională, acolo în privința asta. Deci vorbim despre două naționalisme, naționalismul rusesc și naționalismul ucrainean. Foarte mulți zic în perioada asta că Putin vrea să reînvie URSS-ul. Ce părere ai? Tati, războiul... Crezi că la pucă iar imperialismul? Războiul ăsta nu se va termina niciodată. Dacă nu s-a atenț acum să facă toată treaba asta și nu să distruge și Rusia și tot. Pentru că Rusia nu-și poate permite un război pe termen lung. Asta este clar. Ei nu sunt bogați, cum credem noi. Sunt bogați oligarhii lor. Dar rușii o duc greu, mă. Rusul o duce greu. Se și vede că au probleme grave cu o țară care e cât 10% din ei. Adică nu știu cât e de adevărat, dar că și porțile soldaților au expirat nu știu câți ani de zile. Din mâncare, de hrană soldaților. Eu trimis mă cu niște haine pe acolo. Păi, numai Rusia aia care am crezut-o noi și care o vedem la paradele alea lor de din să mai visează Putin cu o dată noapte la tinerețea lui și când erau mai puternici, da? Deci domnul Cristian Tudor Popescu a spus normal că totul s-a întâmplat din cauza faptului că domnul Putin are probleme cu virilitatea masculină. Nu, poftim. Asta e explicație
explicație de analist, cum că are ceva cu moartea, n-am înțeles cuvântul ăla până la urmă, că a zis că spectrul morții e pe ăsta el, deci are ca orice bărbat la nu știu ce vârstă, să visează așa cu, știi când, de obicei cam mori, când încep să te visezi cu bunicul tău, care mor de 20, de 30 de ani, cu taică tot care mori și el. Nu, când visez oamenii care sunt morți de multă vreme, atunci s-ar putea și zice că Putin ar avea asemenea... Vise cu Lenin. Exact. Și zice că știe că nu mai are mult de trăit și acum, de exemplu, bărbăția din el s-a dus, nume potent, din cauza potenței, lipsei de potență, și acum îți dă seama că dacă nu face ceva să scrie în istorie de el, pierde istoria. No, dacă e adevărată chestia asta, înseamnă că Simpsons, iar familia Simpson, iar au ghicit cu un episod de foarte vechi. Ce se întâmplă? The Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. The Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. Must crush capitalism. 7. Industria farma câștigă enorm din pandemie, nu e de netăgăduit, dar acum de ce vrea să întrețină acest război? Că e clar că multă lume vrea să continue situația din Ucraina. Industria armelor, armamentului are de câștigat, se dorește prelungirea războiului. Și ca și argument, Lavrov cu ieșirea la ONU. O reși din sală și nu au refuzat să discute cu el. El vorbea. Parcă erau niște pentecostali. De obicei când predică predicatorul și 12 fix, în momentul ăla se ridică, că e 12 fix și poporul trebuie să plece acasă din biserică, el ăla nu mai reușea și să aterizează de fel predica. Și atunci dintr-o dată vezi o 30-40 de funduri întoarță spre tine, care și-au căciulele pe cap, care și-au umbrelele în mână și care ies plictisit afară, nu există lucru mai urât, nu există mai josnic lucru pentru un vorbitor decât să fie tratat cu fundul în timp ce el vorbea. Dacă vrei să-ți bagi joc de un om în timp ce vorbea și numai te întoarce de lângă el și du-te în drumul tău. Adică asta e situația. Adică, dragilor, ce vreau să vă spun? În toată perioada aceasta am avut senzația, asta e o părere personală, că războiul s-a picat la țang. Exact în momentul în care trebuia să dea Ursula tot felul de explicații cum a reușit performanța ca să vând atâtea vaccinuri și chiar și la nenorociții de români, vaccinuri pe care le-am putea trimite acum tot ca ajutor umanitar și pe ele mai departe, că avem destule, ne-au mai rămas, o picat la țang. Dar ce am văzut eu, neobservat aici, este că s-au încălcat niște linii roșii la care nu ne-am gândit până acum. Adică o primă linie roșie pe care am văzut-o este că pentru prima dată în istorie Uniunea Europeană, e o linie roșie încălcată, trimite arme unei țări care nu este în Uniunea Europeană. Asta e primul lucru. O linie roșie încălcată. Steag roșu, cum zic amânia, red flag. Al doua linie roșie, dragilor, este încălcată, să vedem câte minute mai avem, este încălcată în momentul de către Germania. Germania, după al doilea război mondial, nu s-a înarmat. Deci nu s-a înarmat. Nu a avut voie. Presiuni, da, au fost presiuni și trebuie să semneze. Dar ultimii ani de zile au fost... Că eu cam expirat acele acorduri în care n-aveați voie să înarmat. Dar ei au hotărât, bă, noi când ne-am înarmat, cu noi n-o fă bine. Că, bun, diferența, cum îmi spunea bătrânul meu tată, un om înțelept, câteodată. Bătrânul zicea la un moment dat, făceam într-o seară de avalma cu bătrânul meu tată, și îmi povestea diferența. Mă, zice, să ferească Dumnezeu, zice, să se înarmeze neamț înapoi. Zice că un rus, când are un pistol, tată, spunea mie, rusul ăla, zice, vinde pistolul și îl dă pe băutură. Vodka plus cola. Da, vodka plus cola de la Coca-Cola, deci care nu a plecat din Rusia. Că atunci când... Dar, zice, neamțul,
când are pistol, chin pușcă. Mă... Înțelept, bunicu. M-am gândit am zilele astea când ăsta, cancelarul Germaniei, vine aplaudat la scenă în Bundestag, în scenă deschisă, și zice, uite, noi nemții trebuie să dăm 100 de miliarde de euro pentru un armare. Când o zi Iohannis o să dă și noi vreți în armă. Dar vreau să spun că o zis 100 de miliarde. Am vrut să vedeți ce ieftin o să fie dacă se înarmează ei cu arme noi, ce ieftin o să fie tancurile care o să ni le vândă nouă. Adică nu o să ni le vândă scumpe, o să fie ca Loganul Poliției cu 70.000 de euro. Dar să vedeți voi preț de tancuri, că acum sunt 8.000 în Ucraina, cu atâta zice Zelenski că nu impozitează pe ăștia care au câte un tank găsit zilele acestea, chestia asta. Deci ideea deci, ta că de fiecare dată când s-a înarmat, Germania a ieșit urât. A ieșit urât. Și vreau să spun că s-au încălcat câteva linii roșii. Uniunea Europeană, Germania, Elveția. Asta mi e cea mai tare, mi se pare, dintre toate. Mie mi se pare acum, mie mi se pare că Elveția a făcut un lucru îngrozitor. Acum. Ea a avut o neutralitate proverbială. Deci pur și simplu, cu toate presiunile americanilor, nu a dat aurul nazist, că voiau americanii să pună mâna pe el, aurul naziștilor nu l-a dat. Înapoi, aurul naziștilor. Pentru prima dată în istoria Elveției, pentru că din punct nici în al doilea război mondial nu aurul mișca. Din al doilea război mondial nu mișca nimic. Deci dacă a pus Franco banii, i-a avut acolo, dacă a pus Hitler banii, i-a avut acolo, dacă a pus Stalin banii, i-a pus acolo, rămăsesem la Elveția. Elveția a călcat o linie roșie puternică, nu uitați astea trei. O să vă mai întâlniți cu ele pe parcurs. Da, pe parcursul timpul acesta încolo, Elveția nu-i mai neutră când e vorba de bani, deci liniștit, poate să ia banii tăi, poate să blocheze conturi, poate să facă un lucru, ceea ce până acum n-a făcut. 350 deci, de oligari ruși cu conturile blocate în Elveția. În Elveția. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum. Nemții nu s-a mai întâmplat să alorce 100 de miliarde de euro pentru un armare și Uniunea Europeană nu mai trimis niciodată arme până acum unei țări care nu făcea parte din Uniunea Europeană. Trei linii roșii. Factura, exact ca la COVID, s-au încălcat o grămadă de linii roșii. O grămadă de, în privința libertății personale, în privința la o grămadă de lucruri. 8. Economia este afectată. A fost afectată în pandemie și acum este și va fi și mai mult afectată de războiul Ucraina-Rusia. SUA. Hai să începem cu SUA, de exemplu, în pandemie. Măsurile lor anti-COVID, nu știu, ultimii 2 ani, mai scumpe decât cheltuielile lor cu al doilea război mondial sau mai scumpe decât toate războaiele pe care le-au dus ei din 2001 până în prezent. 5,2, ceva de genul 5,2 miliarde de dolari. Miliarde sau trilioane? Ce-a fost? Trilioane. Nu știu ce-a fost. Că spui tu informația acum, da. Acolo. Deci gândiți-vă, cheltuielile Statelor Unite și asta am luat-o de la ei, nu? Da. De pe site-ul lor. Nasdaq ăsta. Nasdaq-ul ăla. Bun. Gândiți-vă numai că i-a costat pe americani pandemia mai mult decât al doilea război mondial. Și ce-a făcut America în al doilea război mondial? A fost națiunea care a cheltuit cel mai mult. Că a avut fronturi, în Europa, în Africa, în Asia. Nu mai vorbesc Pacificul. Deci da. A fost distrugere cât o băgat America în al doilea război mondial. Nu s-a pus problema aceasta. Numai Little Man și Fat Man cât or fi costat. Deci am citit că s-au tipărit acum bani în America, o grămadă de bani s-au scos pe Xerox, de ordinul triliardelor. Deci s-au tipărit bani care nu s-au tipărit în 200 de ani de când se tipărește dolarul, nu s-au tipărit atâția bani cât s-au tipărit în 2 ani de pandemie. Bă, deci, în primul rând, vom avea o inflație incredibilă. Bătrânii noștri au prins inflația când mergea, de exemplu, cu un sac de bani de lei după pită. Deci, în loc să stea românii la coadă la iod, că e mai puțin probabil un război nuclear, e mai probabilă inflația. Mult mai probabilă. Dragilor, deci, care aveți iar, v-ați spus data trecută, un petic de pământ acasă. Aveți grijă de el. Păi citeam, de exemplu, zilele acestea că prețul grâului a crescut, a ajuns la 323 de euro pe tonă, 323 de euro pe tonă și a crescut într-o săptămână cu 130%, 130%, am luat știrea de pe Mediafax. Deci o nenorocire.
Iată că avem și afișat pe ecran, grâul a ajuns la cel mai mare preț din ultimii 50 de ani. Tot ca urmare a acestui război, a crescut cu 40% într-o singură lună prețul grâului. Și știm că Rusia și Ucraina au în total 30% din exporturile globale de grâu. Deci așa ceva, bun, ce am citit despre... Dar azi mai mult, eu o văz, ai acolo pe telefon. Da, am o văz și pe telefon, nu mai citesc, am gândit, pui-te acolo să citească oamenii, deci, pui-te, dai deci nu e numai faptul că Ucraina e top 1 Europa pe grâu, e exportator. Bun. Și sunt mult mai multe chestii afectate. Ceea ce este mai mult decât jignitor pentru noi, pentru Uniunea Europeană, este faptul că noi când avem emisiunea aceasta acum, Rusia livrează gaze în continuare Uniunii Europene. Neamțelor și tot. Deci, gazele rusești pleacă din Rusia. Prin Ucraina. Prin Ucraina și nu se atinge nimeni, nimeni nu bombardează conductele alea, că trebuie pompat gaz în Europa. Și acum ascultați, la același preț pe care îl vindea în urmă cu o lună de zile sau două luni de zile. Da? Înainte de război. Pe același preț. Și atunci ne întrebăm și noi, bă proștilor, bă, noi suntem proști, eu cu Dudu suntem proști, mă. Bă, cum s-a scumpit gazul în halul ăsta dacă nu de la pompa rusească s-a scumpit? Cum a ajuns în Europa și îndată s-a scumpit? Cum s-a scumpit gazul? S-a scumpit cu 60% din marți, deși rușii nu au crescut prețul. Dar ce vorbim noi acum? Ce vorbim? Că făcea unul acum, ca să înțeleagă românul, să înțeleagă orice român, făcea un din ăsta de la care lucra la gaz acolo, făcea un calcul. Că zice, bă, dacă le spui la români că atâta e metru cub de gaz și nu știu mai ce, românul nu calculează așa, mă. Românul calculează în iarnă, în frig și în lei. Da? Asta e factura. Nu știe că metru cub de gaz și megawatt și prostit genul ăsta. Nu-l încurca. Și asta a făcut un calcul. Dacă o lună de zile ar fi minus 10 grade noaptea și ziua să fie plus 5, asta zice el. Deci așa, cum ar fi, de exemplu, în februarie, da? Poate că putea fi clasic, nu? Clasic, da. Să zicem așa, minus 10 grade noaptea, o lună de zile. Factura pentru o familie, pentru o casă, ar fi de 1000 de euro la gaze. Factura pentru o familie obișnuită, pentru orice familie, de fapt, acum. Na bun, tu câștigi, să zicem 20-25 de milioane, da? 700 de euro. Toți banii tăi. Și tu plătești gazul 1000 de euro pe lună. Păi, bă, fratele meu, nu te faci haiduc. În codru verde nu se mai vede, nu se mai vede, urmă de... Aveți grijă de grâu, aveți grijă cuptoarele de acasă, dacă o să mai fie ceva, ține stare, suntem alături încă o dată de Ucraina, trebuie să spunem exact, ca să nu suntem putiniști, suntem oameni care gândesc, slava Bogu că gândim, slava Bogu, slava România, slava Ucraina, slava tuturor, Dumnezeu să mântuiască toată Rusia, Dumnezeu să mântuiască toată Ucraina. Soluția este la acest război fratricid, până la urmă, că-s frați, Biserică Ortodoxă Comună, limba aproape comună, istorie comună, o grămadă de lucruri comune, neobservat pe lângă noi trecut COVID-ul, neobservat pe lângă noi cu toate trebuie, suntem mai îndatorați, mai răi, mai împărțiți, mai învrăjbiți, mai nu știu mai cum gândiți. Gândiți, rugați-vă, gândiți, acționați, aveți grijă de bănuți, nu vă mai cumpărați ultimul model de iPhone, lăsați, nu știu ce... Plantați grâu, plantați porumb, roșii... Dacă aveți de gând să vă schimbați mașina lunile astea, eu zic să mai trageți de Passatul pe care îl aveți, cum puteți, stați liniștiți, nu dați banii pe prostii, faceți economii, ca asta am vrut să vă spun, nu vă îndatorați. Pentru că ascultați-mă, pe noi următorul cavaler vine, ăla foametei, în curând, asta fără panică. Ciuma și războiul bifate. Ciuma și războiul le-am bifat. Am vorbit despre ele astăzi, da? Ciuma și războiul. Și urmează cel de-al treilea cal apocaliptic, da? Foametea. Nu uitați, suntem pe Telegram, grupul nostru de Telegram crește în continuare. Nu uitați, pentru canalul Medievalii, abonați-vă, dați un like, dați un share, pentru că iar de astăzi, nu uitați la Cireșari, Fundația Cireșari, să uităm și asta, abonați-vă, acolo sunt predici,
prin predii să mântuiaște, dacă prin deavala nu se mântuiaște nimeni. Și nici nu ăsta e scopul emisiunii. Și nici ăsta nu e scopul nostru. Scopul nostru e să mai refulăm și noi. Abonați-vă, dați un share, dați un like. Cu cât suntem mai puternici în comunitățile noastre, cu atâta va fi mai bine pentru noi că nevastă. Și de astăzi ce ai zis, Dud? De astăzi, mai mulți ne-au cerut cont că vor să sprijine emisiunea. De astăzi veți avea în descrierea videoului, dacă vreți să ne sprijiniți material. Nu mai facem reclame. Nu mai facem reclame. S-ar putea astăzi să fie reclame pe videoclipul ăsta din cauza lui Sting, dar e prea faină melodia să n-o pun și pune automat YouTube-ul. Dar în principiu nu vom mai fi parteneri YouTube, nu veți mai avea în principiu reclame și alte chestii care să vă deranjeze. Va fi, putem spune că de aici înainte va fi o emisiune de familie, deci nu mai depindem de cireșare, nu mai depindem nimic. Dacă există firme sau persoane care vor, de exemplu, să-și facă o anumită reclamă în timpul emisiunii, să spunem emisiunea sponsorizată de, și credeți că vă ajută, și interesul vostru și al nostru, vorbiți cu Dudu și sigur... Ne trimiteți un e-mail, vorbim și vă ajutăm cu drag, că vă ajută și pe voi un pic de publicitate și noi creștinii ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, să ne... din toate punctele de vedere, nu numai spiritual, ci și material. Episodul de astăzi, sponsorizat de Brevit.ro, după cum se vede, salvat prin har Doamne și Doamne ajută. Doamne ajută, așa era și ciocolata cu cannabis a lui Cristea, a părintelui. Doamne ajută. Nu e cu cannabis, e cu cânepă. Cu cânepă, da, mă, tată. Da, așa da, se zice, mă. Așa se zice. Pe vremea noastră, cânepa era luată, băgată în apă, bătută după aceea, spălată și era toarsă. Cumpărați-le produsele, sunt foarte frumoase, sunt cu mesaje creștine și acum au o promoție. Dacă cumperi 20%, merg din profituri la ucraineni. Da? Slavă Ucraina, putem spune. Da. Terminăm cu slavă Ucraina ca să nu se înțeleagă greșit. Și să nu-i mai înjurați iar. Fiți binecuvântați. Just pray, dacă cumva apasă Putin pe butonul roșu. Atâta putem face. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries, and causing much more human suffering. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може? 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум.